în această emisiune discuția despre înviere, dar detaliat, așa cum a avut ea loc, deci actul învierii și cum a fost văzut de apostoli, cum l-au trăit mironosițele, cum l-au trăit oamenii de atunci. Tema este extraordinar de vastă, adică nu o să putem în câteva cuvinte sau într-un anumit spațiu de timp să ne încadrăm, pentru că despre înviere s-a vorbit 5.000 de ani până la venirea Mântuitorului. Da. Vom încerca să fim la obiect și vom încerca să atingem esența. În primul rând, ce înseamnă sărbătoarea învierii? Mulți creștini consideră că noaptea de înviere este o noapte a veseliei, este o noapte a distracției, este o noapte în care te îmbraci frumos, mănânci și te distrezi. Sau eventual, ceea ce fac tinerii, se duc și mai pocnesc cu petarde la biserică. Și acesta este tot un act al învierii. Păi, din punct de vedere dogmatic, învierea este sărbătoarea biruinței asupra morții. Deci, însuși cuvântul înviere ne semnifică clar și categoric biruința asupra păcatului, deci de data aceasta învie virtutea și moare păcatul. Odată cu căderea lui Adam, erai și neascultarea de porunca sfântă a lui Dumnezeu, a murit virtutea și păcatul era viu, dar era viu prin cuvântul satanei, care a ispitit pe protopărinții noștri și au semnat zapis de neascultare cu Dumnezeu prin faptul că și-au dorit, cum spuneam și într-o altă emisiune, Adam și Eva și-au dorit să fie ca Dumnezeu și într-adevăr au ajuns Dumnezei, dar au ajuns Dumnezei ai întunericului, al neascultării și atunci a fost nevoie de suferință și dacă vă aduceți aminte bine, la izgonirea din Rai, Dumnezeu a blestemat începând de la femeie, șarpe și Adam, inclusiv pământul, inclusiv apa, inclusiv soarele, inclusiv roadele, pomii, toate au fost blestemate. De ce? Pentru că neascultarea adamică a ridicat harul de la toată făptura. Deci toată făptura a avut de suferit din greșeala stăpânului făpturii, adică a omului care a fost pus ca rege al creației. În momentul în care omul a căzut, a fost nevoie de răscumpărător. Iar patima cea de bunăvoie a Mântuitorului Iisus Hristos a fost actul de iubire, actul suprem de iubire a lui Dumnezeu față de lumea căzută. Și atunci a fost nevoie, deci cum am vorbit și altă dată la Buna Vestire, cum am vorbit și altă dată cu alte ocazii, la nașterea Domnului, așa cum am vorbit la întâmpinare, la intrarea în biserică. Deci acest lanț al praznicilor împărătești care ne reflectă nouă pe larg. Dacă ați fost atenți, ați văzut că simbolul credinței sau crezul, cel întărit pe învățătura sinodelor ecumenice, la sinodul 1 și 2 ecumenic, are câteva articole categorice pe care se întemeiază și jertfa învierii. Deci, noi nu comentăm sau nu discutăm despre înviere altceva decât ceea ce spun învățăturile Sfinților Părinți și a Sfinților Apostoli. Și aici m-aș legifera să încep cu cuvântul Apostolului Pavel. Apostolul Pavel spune așa: mie nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului. Pentru cei ce pierd este nebunie, pentru cei ce cred este arma puterii și înțelepciunea. Și iarăși Apostolul Pavel spune: dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi zadarnică. Dar pentru că El a înviat și noi vom învia, pentru că în Adam toți moră, Hristos toți înviază. Actul de înviere a Mântuitorului Iisus Hristos este actul suprem prin care El s-a dovedit pe deplin Dumnezeu adevărat și stăpân al vieții și al morții. Pentru că după aceste învieri, care noi le-am amintit când am vorbit în emisiunea anterioară despre învierea lui Lazar, a fiului văduvei din Ain și a fiicei lui Iair și învierile Vechiului Testament, Noi știm că au mai urmat și alte învieri. 1. Deci odată cu Hristos în Ierusalim s-au văzut multe morminte deschise și mulți drepți umblând prin Ierusalim. Consemnează Sfânta Evanghelie. După aceea, sfinții la rândul lor în timpul pătimirilor creștine au înviat morți, precum Sfântul Gheorghe, precum... Nu am momentan exact agiografic în cap, dar sfinți care s-au rugat, Sfântul Spiridon, care a înviat pe
femeia moartă din mormânt și a vorbit cu ea să spună unde a pus cheița unei averi. Deci, sfinți care au avut puterea prin harul lui Dumnezeu de a arăta că argumentul învierii este un argument adevărat. Deci, în primul rând, învierea lui Hristos este actul suprem care ridică cultul divin liturgic întemeiat de Mântuitorul Iisus Hristos în joia mare, prin frângerea pâinii și a vinului. Luați, mâncați, acesta e trupul meu, bezi dintr-o acesta toți sângele meu care este pentru voi și pentru mulți spre iertarea și spălarea păcatelor. Ei, acest cult liturgic divin a ajuns la apogeul suprem în clipa în care crucea a fost altarul, Hristos a fost jertfitorul și a fost și prescura sfântă, adică cel jertfit. Deci el a fost mielul de jertfă. Iată mielul lui Dumnezeu și ridică păcatul lumii. Avea să spună cu 33 de ani în urmă asta prorocul înainte, mergătorul și botezătorul Ioan, arătându-l la Vita Vara, la apa Iordanului, când cerurile s-au deschis și Duhul Sfânt a venit deasupra Mântuitorului în chip ca de porumbel. Așa că dacă eu mi-amintesc că noi am discutat la Bobotează despre Epifania sau arătarea Domnului, consider că astăzi Dumnezeu ne-a învrednicit odată cu sărbătoarea Învierii să vorbim despre o altă Epifanie a Mântuitorului Iisus Hristos, dar într-un mod cu totul extraordinar. Aici am să mă bazez și am să încep să plecăm cu taina Învierii, spun eu, din Miercurea Mare. Și am ales să plecăm din Miercurea Mare tocmai dintr-un motiv. În momentul în care Mântuitorul tocmai săvârșise cele trei evenimente spirituale unul după altul, intrarea în Ierusalim, schimbarea la față, învierea lui Lazar, poporul iudeu în întregime îl lăsese ca discipol și de acum îl urmau. Mai mari căpeteniile iudeilor, arhiereii și cărturarii și toți fariseii și învățații Vechiului Testament și cei din Sinedriu deja au simțit că odată cu prezența Mântuitorului și cu toate minunile săvârșite, lucrurile nu mai sunt sub control. Și ca să amintesc un singur fapt, mă duc numai la acel orb vindecat care în clipa în care părinții sunt întrebați cum fiul dumneavoastră nu vedea? Da, întrebați-l pe el, că e mare, să temeau și ei să spună că Mântuitorul a făcut această minune. Și când l-a întrebat, zice, cum tu nu vedeai și acum vezi? La care acesta e indignat, dar și insuflat de Duhul Sfânt, le spune, dar ce mă tot iritați atât, ce mă tot întrebați, ce vreți, vă faceți ucenicii lui și nu știți cum? Hai că vă arăt eu cine e acela. Deci, vedeți? I-a jignit în templul lor, în casa lor de rugăciune. Mântuitorul a avut, din punct de vedere aberant, ca să spun așa, în mintea iudeilor de atunci, trei calități slabe care l-au desacralizat în fața iudeilor. De ce s-a băgat Iisus ăsta în templul nostru să ne răstoarne tarabele cu bani? Ce l-a interesat pe el economia noastră de piață? Ce amestec avea el să arunce afară cu biciu schimbătorii de bani, vânzătorii de porumbei, de viței, de capre, de miei, cei care vindeau la poarta templului și făceau schimbul? Despre ce schimb era vorba? Așa că într-o casă de amanet sau, dacă vreți, când este un hram mare și o sărbătoare, la ușa bisericii găsești cărți, icoane, cruciulițe, cărți de rugăciuni, broșuri, apă sfințită, aghiazmă, mirtă, mâie. Și în Vechiul Testament exista acest lucru. Trebuiau să se găsească sicli care trebuiau dați la templu, trebuia să găsească puii de porumbel care trebuiau dați la curăția femeilor la 40 de zile cele sărace, mielușelul pentru cele mai bogate. Și atunci acolo tot timpul erau animale de jertfă care se vindeau pentru a fi sacrificate la templu. Și era un permanent negoț, dar totul rămăsese la nivel de structură administrativă. Și atunci Mântuitorul a spus, casa tatălui meu, casa de rugăciune se va chema, nu peștera de tălhari, cum ați făcut-o voi. Și bineînțeles că a început să bată în ei cu biciu și să răstoarne tarabile în templu. Aici s-a pornit ura și mânia iudeilor. Aici li s-a părut iudeilor că au fost atinși în punctul sensibil, ei fiind un popor economic, un popor bazat pe finanțe și pe puterea aceasta de stăpânire a banului. Iar un alt motiv care i-a iritat pe iudei, i-a iritat faptul că Mântuitorul făcea minuni publice.
ce înseamnă minuni publice. Mântuitorul nu se ducea, de exemplu, în călătoriile lui mesianice, Scriptura spune, de s-ar fi scris tot ce s-a făcut în lumea aceasta, cărțile n-ar încăpea. Dar se pare că una din calitățile Mântuitorului extraordinare, ca Dumnezeu fiind, era ironia. Ce numim noi ironie? Să nu credeți că avea chef de glumă. Le plăcea când îi vedea că sunt mai ipocriți și mai mizerabili și mai perverși și mai prefăcuți, tocmai atunci să le facă câte o farsă, adică să-i pună în fața unui lucru împlinit. Și acest lucru îl întâlnim foarte categoric și de foarte multe ori când Mântuitorul intră în templu și îi spune la femeia gârbovă, ridică-te, fică! La ăla cu mâna uscată, la omul cu mâna uscată, să fie sănătoasă. La cea cu scurgere de sânge, să oprească. Ei, ce au făcut iudeii și fariseii? N-au spus că invidia și răutatea roade în ei. Ce au zis, dar n-ai găsit altă zi să faci minuni decât sâmbăta. Dar bineînțeles că Mântuitorul știa taina sâmbetei, pentru că de aici ne și legăm de sărbătoarea Paștelui. Această sâmbătă pentru iudei era zi sacră. Și de unde știm noi lucrul acesta? Când Solomon a construit templu, a fost întrebat să vină la lucru templului și oameni din altă parte sau numai oamenii sâmbetei, adică cei ce țin sâmbătă, adică numai iudei. Nu, zice, să vină numai cei care țin sâmbăta, adică numai iudei să lucreze la templu. Și bineînțeles cât a durat facerea templului ani de zile, de ce aveau grijă ca oamenii aceia curați sau stropiți cu sânge, cu jertfe, să vină să clădească pietre, să facă tot ce e făcut. Da, nici aici nu mă opresc. Ce era cu sâmbăta? În momentul în care Iosif a ajuns în Egipt și faraonul care îl iubea pe el și îl avea de sfetnic a murit și a venit alt faraon, când a văzut în ce măsură uriașă se mulțesc iudeii și cât sunt de pricepuți și de meșteri și cât e știu și cât e cunosc, și-au dat seama că la un moment dat pot fi copleșiți. Și atunci au pregătit moașe care când se năștea bărbat de partea iudeei să-l omoare și au pregătit moașe când se năștea partea femească să o lase. De ce? Ca egiptenii împreunându-se cu evreicile să schimbe religia, să iasă o amestecătură. Dar a rânduit bunul Dumnezeu și a fost de așa natură că în momentul când s-a născut Moise, cel care este și legat de întreaga istorie a Vechiului Testament ca personaj important, să fie aruncat pe apă într-un coșulet, să fie luat de fica lui Faraon și adus în taină chiar de mama pruncului și să-l crească și din el să se ridice profetul care avea să le aducă eliberarea din robia Egiptului, trecerea prin Marea Roșie, deci nu stăm să comentăm, doar amintesc, fiindcă așa ar fi frumos ca să se înțeleagă taina învierii. Și în momentul în care a venit vremea, după ce au trecut cele 10 plăgi al lui Faraon, deci după ce a fost încercat Faraon ca să le dea drumul de bunăvoie, la uciderea celor întâi născuți, când s-a luat mielul și s-a uns pragul cu sânge și s-a mâncat tot și oasele s-au ars, nimic să nu rămână pe a doua zi, ceea ce se simboliza jertfa Vechiului Testament și actuala jertfa Noului Testament, deci proscomidia, liturghia, în clipa aceea a început furia cea mare și iudeii și-au luat tot ca la valâcul și s-au retras la Marea Roșie, marea s-a deschis, ei au trecut prin mare, iar marea s-a închis și a înghițit carele lui Faraon, lucru demonstrat de Jacques Cousteau în marele botanist și om de știință al naturii, care a descoperit în fundul Mării Roșii, a descoperit cetățile Sodoma, în fundul Mării Moarte, cetățile Sodoma și Gomora și obiceiurile și bijuteriile de atunci, lucrurile de atunci. În Marea Roșie au descoperit carele lui Faraon. Au găsit toate aceste elemente biblice, deci care au existat în mod real și deci istoria s-a petrecut în fapt și nu în poveste sau în ideologie, da, să spunem, fantezistă. În momentul când au trecut prin Marea Roșie, acea sâmbătă sau sabat, cum mi se mai spune, a fost socotită ca un paște iudaic. Mântuitorul, care era un păzitor strict al legii, fiindcă el singur spune, n-am venit să stric legea, ci să o împlinesc, să o desăvârșesc, căuta în așa fel să nu calce legea. Bineînțeles ca iudeu și el se ducea sâmbăta, nu muncea, se ducea în templu să se roage. Dar mai făcea câte o minune și îi mai irita pe iudei, că iudei când vedeau că învățătorul face minuni, începeau să creadă într-însul. Și totul a culminat cu mulțimea poporului care de acum credea în Iisus Hristos și, și aici mi-a spus frumos întrebarea, adică o să merg în paralel, că mi-e drag să mă bag în discuții diferite.
Ce spune Luca și Cleopa pe cale lui Hristos în chip de străin când îi conducea spre Emaus? Zice, mai mari noștri farisei și cărturari, zice, l-au răstihnit pe cel ce îi spunea Iisus și noi am avut mare nădejde în el și credeam că el ne va izbăvi pe noi. Pentru că, zice, mai spunea că el va și mântui neamul, zice, și ne va elibera, zice. Dar uite, zice, mai mari noștri l-au omorât pe el, zice. Nu știu ce să credem, deci erau indignați, erau triști. De data aceasta erau atinși de faptul că mai mari lor au luat o asemenea decizie. Deci și ei erau consternați și nemulțumiți de faptul că această ură a pornit în mod diabolic. Și cum au pus-o la cale? După întâmplarea de la Florii, când tot poporul l-a întâmpinat în Ierusalim ca pe un adevărat rege, au profitat de această întâmplare, au înscenat-o cu o răscoală puternică în care cap al răzvrătirii să fie mântuitorul și să fie cumva împins spre judecata romanilor ca ei în felul acesta să scape de el și să nu se mai... Și-a și spus, de nu va pieri omul acesta, ne va pieri nouă tot neamul. Și atunci au făcut sfat cum să-l prindă. Și acest sfat a început încă din Miercurea cea Mare. În Miercurea cea Mare, Iuda s-a dus la arhiereii templului și aici țin să vă amintesc un lucru citit în cartea Nilii Zvorătorul de Mir, un lucru extraordinar de frumos. Spune că toți apostolii erau fără carte, numai Iuda știa carte. Iuda era învățat. Și el toate minunile Mântuitorului le înțelegea în mod inteligibil și le explica. Și atunci, la un moment dat, învățătorul n-a mai devenit pentru el ceva interesant, pasional. A început să-l slujească doar pentru faptul că stăpânea punga cu bani. El era casierul obștii respective creștine de apostoli. Și în momentul când a fost vrăjbit de Satana și cuprins la inimă de vinderea lui Iisus, s-a dus la arhiereii templului și a spus, eu pot să vi-l dau pe învățătorul. Și-au stabilit metoda vinderii, au stabilit ce trebuie făcut și zis și făcut, s-au tocmit la preț, au luat 30 de arginți, iar a doua zi, joi, în foișorul de taină, se serba cina de taină, deci se sărbătorea Paștele iudaic, avea să mai fie câteva zile, așa arată Evanghelile sinoptice. Iar Iuda s-a împărtășit din pahar cu Mântuitorul, dar Mântuitorul, care este iubitor de oameni, a vrut să-l salveze și a spus, unul din voi mă va vinde. Și Iuda a spus, eu sunt acela. Și a spus, tu zici asta. Oricum fiul pierzării mă va vinde. Și iată că Iuda primește împărtășania. Și aici este un fapt comentat extraordinar frumos de Sfântul Simeon, nou teolog. Zice, cel întunecat la chip și cuprins de furia satanii și de ura răzbunării, nesuportând lumina lumii lângă el, iese din lumina foișorului de taină în întunericul din afară, vânzând pe cel fără de preț. Și în clipa aceea se duce la farisei, stabilesc locul prinderii și spune în grădina Ghetisman, pe care îl voi săruta, acela va fi, îl prindeți, îl legați, îl aveți în mână. Bineînțeles că în clipa în care discuțiile au continuat, Mântuitorul Iisus Hristos a luat pe ucenici să se roage în munte și ei au adormit de trei ori și le-a zis, puțin credincioși, ori v-a furat somn, un ceas n-ați putut să privegheați. Dar Mântuitorul Iisus Hristos ce făcea? Înălța rugăciune către Dumnezeu și pentru lumea pierdută și pentru lumea derutată de arhierei Vechiului Testament și de învățătura de atunci a legii celei vechi și pentru Iuda trădătorul și vânzătorul, dar și pentru apostoli care aveau să dea dovadă de cea mai sălbatică frică și neputință umană întâlnită în istoria creștinismului. Deci spune că au fugit, exact consemnă Scriptura, ca potârnichile. Potârnică este un fel de pasăre sălbatică care are o fugă foarte rapidă și dispare într-o clipă, aproape că nu poți să o observi cu ochiul liber ce metodic se ascunde. Numai unul mai tânăr a rămas lângă crucea Mântuitorului
până ce unul a vrut să-l prinde, iar el și-a lepădat haina și a fugit gol în noapte, era Ioan Evanghelistul. Și apoi, mustrat, s-a întors înapoi lângă Maica Sfântă. Întorcându-ne din nou la subiectul nostru unde am rămas în discuție, Petru spune, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și a spus, da, Petre, tu te vei lepăda de mine înainte de a cânta cocoșul de trei ori. Și în clipa aceea, când a venit actul prinderii, Mântuitorul a spus, de data aceasta, ca să se împlinească cuvântul Scripturii, că a umblat cu cei fără de lege, le-a poruncit să aibă la el săbii. Nu pentru că îi trebuia săbiile să ducă război, ci pentru că trebuia să se împlinească Scripturile. Și s-au dus în grădina Ghetismani și deodată s-a întâlnit înconjurat de ostașii romani și de slugile arhiereilor, și s-a întâlnit cu Iuda, care i-a dat sărutarea vânzătoare și ucigătoare de Dumnezeu. Și în clipa aceea Mântuitorul spune, de ce ați venit cu ciomege, cu săbii, ca la un tâlhar? Dar nu m-ați avut cu voi în templu în fiecare zi? Dar n-am fost eu cu voi în fiecare zi în cetate? Dar n-am fost eu cu voi și am vindecat împreună și ați văzut și am făcut minuni? Faceți ceea ce aveți de făcut. Și bineînțeles că l-au prins, calvarul schingiuirii, nu stau să-l amintesc, pentru că învățătura Sfinților Părinți spune așa, dincolo de trupul însângerat, plin de vânătăi, scuipat și batjocorit, stă omenirea desăvârșită, dar în dumnezeirea neatinsă și nealterată, pentru că așa trebuia să se plinească, să se împlinească Scripturile. Și spune că în clipa în care în vinerea cea mare este dus înainte de răstihnire, de dimineață, la locul gavata pardosit cu pietre, deci tot ce vă povestesc sau ce discutăm acum este cuprins în denia celor 12 evanghelii. Noi știm că săptămâna patimilor sau săptămâna cea mare sau săptămâna cea umilincioasă este săptămâna deniilor întregii pătimiri a Mântuitorului Iisus Hristos, de la vindere până la răstihnire. Acest cuvânt denie sau rugă sau slavă sau mărire sau preamărire sau aducere aminte, deci nu face altceva decât să îmbogățească acest balsam de rugăciune, ca aerul, văzduhul, toate să respire aerul învierii Mântuitorului Iisus Hristos, viața cea mai presus de fire, care copleșește toată făptura. Și atunci, în clipa în care, dacă ați fost vreodată la denia celor 12 evanghelii, ați văzut că se vorbește exact de la cina de taină, de la vindere, tot frumos, și se ajunge la momentul la care se ajunge în locul pardosit cu pietre la Gavata, unde o femeie spune, și acesta e galilean după îmbrăcăminte, nu-l cunosc pe omul acesta. Alta spune, după grai seamănă a fi cu el, eu l-am văzut cu el, nu-l cunosc pe omul acesta. Și a treia oară, când să se apropie de Petru femeie și să spună, și tu erai cu el, te-am văzut în grădină, în clipa aceea el a spus, blestemat să fiu dacă eu cunosc omul acesta. Și în clipa aceea a cântat cocoșul și Petru s-a căit și a plâns cu amar. Ei, aici între plânsul Iudei și plânsul lui Petru apar două diferențe. Și aici aș vrea să pun accent pe un lucru. El va mai trebui discutat odată, dar asta pe îndălete când va fi vremea. Iată, avem trei plânsuri. Avem plânsul Mântuitorului cu sânge în grădina Ghetismani, ceea ce înseamnă jertfă și iubire și dorință de bine. Avem plânsul lui Petru, care înseamnă slăbiciune și părere de rău și căință și dorință de îndreptare, ceea ce ne este nouă la îndemâna credincioșilor, adică a ortodoxilor noștri care frecventează biserica și sunt botezați în trupul tainic al bisericii, și avem și o pocăință fățarnică, ceea ce numim noi astăzi, ca să fiu sincer, așa și să vorbim la obiect, pocăința oamenilor vicleni. Și aici, la această pocăință a oamenilor vicleni, v-am spus, nu exceptăm, deci nu lovim, dar amintim, este pocăința sectelor care au exact soarta și pecetluirea lui Iuda. Deci ei au lepădat dreapta credință și jertfa mântuitoare a crucii și Golgota și taborul și biserica și Ierusalimul și au făcut, cum spune Apostolul Pavel, fiecare biserică șefulețul ei, și ei vor să fie o biserică în sine, vorbesc în numele lui Iisus Hristos, pătimesc în numele lui Iisus Hristos, preamăresc și se preamăresc pe ei înșiși în numele lui Iisus Hristos, dar în schimb nu reușesc să facă un lucru.
să agonisească pocăința sinceră și adevărată, despre care în toată Sfânta Scriptură se arată că pentru Iuda nu a mai fost îndreptare. Și o să vedeți de ce lucrul acesta. Mântuitorul Iisus Hristos spune în Duminica Înfricoșată Judecăți și într-o altă carte legată de sfârșitul lumii, comentată de Zosima Pascal, așa, că în clipa în care va veni sfârșitul lumii, pe cer se va arăta semnul Fiului Omului, adică Sfânta Cruce. Și spune, pe cum răsăritul de apus, așa va veni fulgerul de la miază zi la miază noapte, așa se va însemna cerul cu semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului care nu a cinstit pe ea. Și atunci vor tremura înaintea slavei lui Dumnezeu. Ei, același lucru se întâmpla de data aceasta și la Golgota. Iuda, văzând pătimirea Mântuitorului Iisus Hristos și sângele vărsat nevinovat, s-a dus la arhierei în templu și a spus: am vândut sânge nevinovat. Dar arhierei a spus: și ce ne pasă nouă? A aruncat banii în templu, cu ei s-a cumpărat țarna olarului, nu mai comentăm. Dar s-a dus și s-a spânzurat. Această spânzurare ca act în sine nu este o moarte, că au fost și mucenici care au sfârșit prin spânzurare și nu înseamnă că au parte de moartea lui Iuda. Ci această spânzurare este simbolul lașității și ignoranței față de dragostea și iubirea lui Dumnezeu. Pentru că Iuda s-a gândit așa: dacă învățătorul merge în iad, eu mă duc înaintea lui. Și în clipa în care el va veni să scoate neamurile, mă scoate și pe mine. Deci el se făcea un pseudo-propovăduitor a Evangheliei lui Hristos. Așa și sectele s-au rupt de biserică, s-au agățat în laț, în creanga lor, în ideea doctrinei lor, aruncă cu noroi în biserică, dar de fapt ei nu au șanse de mântuire, pentru că Hristos le răspunde: da, știu că numele meu a scos dragi și numele meu a făcut minuni, asta ca să nu se ponegrească numele lui Dumnezeu între neamuri, dar eu nu vă cunosc pe voi. Vedeți? Iată, Iuda nu este cunoscut de Dumnezeu. El face parte din categoria celor care îi se spune: plecați blestemaților la mine în focul veșnic. În clipa în care Iuda se spânzură, Mântuitorul strigă pe cruce: mesete! Deci sufletul lui trebuia câștigat. N-a avut șansa puterii de îndreptare. N-a avut șansa recunoașterii, exact cum fac și astăzi sectarii. De ce să mă spovedesc la preot? De ce să spun păcatele la biserică? Dar ce, preotul e Dumnezeu? Ce putere are el să mă dezlege? Are acea putere despre care vom vorbi la vremea și la timpul potrivit, automat, intrând în taina învierii. În clipa în care Mântuitorul ajunge pe cruce și este răstignit, la cruce stau mironosițele și evanghelistul Ioan. Mântuitorul de acolo de sus, de pe cruce, face un act de concesie odată pentru totdeauna, pe care îl găsim în simbolul dreptei credinței, într-una sfântă, apostolească și sobornicească biserică. Adică ce îi spune lui Ioan? Fiule, iată mama ta, și arată pe Maica Domnului și spune: mamă, iată fiul tău. Deci apostolii preiau biserica și biserica este a apostolilor. Deci iată un act prin care noi astăzi ne apărăm în fața sinodalității ecumenice a lumii privind celelalte religii care vor să acceadă spre tezaurul liturgic ortodox, spre taina învierii lui Hristos, spre crucea de la Golgota. Și aici mă refer și vin și spun exact ce spune Vechiul Testament. Multe cruci au fost de tâlhari și de oameni netrebnici, dar una a fost crucea cea de viață făcătoare. Și pe cum crucea cea de viață făcătoare una este și dătătoare de viață, așa și biserica una este. Pentru că atunci când s-a găsit crucea Mântuitorului, numai cea dătătoare de viață a înviat pe mortul, mort pe cale. Și atunci biserica este purtătoarea crucii celei de viață dătătoare a lui Hristos, a cărei și cap este. Pentru că Hristos este capul bisericii. Și aici mă opresc la crucile celorlalte religii, care deși au fost puse pe ele răstihniți în jurul crucii Mântuitorului, nu sunt dătătoare de viață, pentru că ei n-au murit pentru cauza crucii supreme, adică crucea lui Hristos, ci au murit pentru cauza crucii lor, doctrina și credința religiilor. Și atunci se vor judeca în acea doctrină și nu pot să vadă fața lui Dumnezeu. Deci, vedeți? Ei,
Mântuitorul Iisus Hristos a făcut mântuire în mijlocul pământului. Ierusalimul, Golgota era în mijlocul pământului. Când Noe a ieșit din corabie, a împărțit trupul, oasele lui Adam, la cei trei fii ai săi. Ham, Iafet și Sem. Capul a rămas la Ierusalim, iar crucea de viață făcătoare de la Golgota s-a înfipt exact pe căpățâna lui Adam. De aceea în iconografia creștină vedem un cap de mort. Acela este capul lui Adam pe care a picurat sângele crucii lui Hristos și a spălat păcatul. Adam cel nou l-a spălat pe Adam cel vechi și i-a spălat cu sângele său Dumnezeu greșala de sânge vărsătoare de la ușa raiului, care a împins omenirea spre o istorie sterilă a morții și a necazului și a suferinței în valea plângerii acestei lumi trecătoare și plină de săbii și plină de omoruri și de cruzime. Pentru că, așa cum v-am spus, ortodoxia este tot o religie a săbilor și a suferinței încununate de jertfă și bucurie, pe când lipsa de Dumnezeu este tot un război și un măcel nemărginit de ucidere a sufletelor care merg în beznă, deci merg spre iad, că fără Dumnezeu cine n-adună risipește. Mă întorc în Vinerea cea Mare și în timp ce Mântuitorul își poartă crucea cu demnitate spre Golgota, pe drum mai au loc încă două acte supreme. În momentul în care este dus la Pilat, Pilat nu îi găsește vină și vrea să le libereze, iar poporul strigă sângele asupra noastră copiilor noștri și strigă cât poate răstignește-l. Pilat se spală pe mâini și spune, răstigniți-l voi. Dacă nu ne faci voia, mergem la cel mai mare, mergem la împăratul și spunem că nu te supui legii. Pilat a profitat de această relație, că nu era în relații bune cu împăratul și i-a trimis pe cel ce urma să fie răstignit și acela i-a spus, du-l înapoi la Pilat, ce el nu știe să judece, îmi dăm ca la o curte constituțională, du-l la curtea de apel, ce mi-a trimis la curtea supremă. Și în momentul acesta Hristos este în mâinile iudeilor, dar fiind în mâinile iudeilor, iată că mai are loc un act extraordinar, mai sunt trei tâlhari care participă la răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos. Varava, în schimbul căreia să cere liberarea lui Iisus, și dacă lumea era căzută și ticăloasă, a cerut eliberarea celui spurcat și stricat, deci a cerut, nu, eliberează-l pe Varava și pe Hristos răstignește-l. Deci ceea ce înseamnă că lumea este într-o permanentă decădere și tâlhărie de sine. N-a iubit lumina și adevărul, ci a iubit întunericul. Și de aceea Mântuitorul s-a adresat ucenicilor pe cale în paraburile sale evanghelice. Dacă sunteți fiii luminii, umblați în lumină cât aveți lumina, că cel ce umblă în întuneric nu știe unde umblă. În momentul când ajunge la cruce, mai întâlnim alți doi tâlhari. Unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Cel de-a stânga hulind. Tâlharul de-a stânga, cel care hulește, este simbolul popoarelor păgâne. Este simbolul popoarelor lipsite de Dumnezeu, care nici la jertfa crucii lui Hristos n-au înțeles taina întrupării și a învierii și au ajuns în punctul în care știți ce au făcut? Îl huleau acolo la cruce. Iar tâlharul cel bun, care spune, Doamne, deci Tu, Fiul Dumnezeu, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția Ta, nu este decât altul, decât tâlharul creștinătății care vrea să răpească cu limba raiul prin pocăință. De aceea s-a și lăsat taina pocăinței și Mântuitorul, când a înviat, primul lucru care a spus apostolilor, după ce le-a dat Duhul Sfânt, a zis așa, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le și dezlegându-le și învățându-le numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, ce veți lega, legat va fi, ce veți dezlega, dezlegat va fi. Deci iată până unde merge taina. Tâlharul, cel din stânga, cel rău, care hulește, sunt și bisericile neocreștine care au făcut din Dumnezeu un Dumnezeu al lor și nu un Dumnezeu al creștinătății universale. Deci și-au făcut un idol din Dumnezeul propriilor lor dogme, crezând că sunt pe cărarea cea bună, dar Mântuitorul a spus clar, eu sunt calea, adevărul și viața, cel ce vine după mine nu va umbla în întuneric. Ei, Întunericul de la cruce, dacă vă aduceți aminte că s-a făcut întuneric pe tot pământul, luna s-a înroșit, soarele s-a stupat și lumea a intrat într-o panică generală. Pietre s-au despicat, catapeteasma templului s-a rupt în două, deci toate stihiile au participat la înviere. Iată, tocmai în această petrecere, într-o această groznicie a lucrurilor petrecute, secondat una după altele,
oamenii și-au dat seama că acesta e Fiul lui Dumnezeu. Dar totuși cei care îl răstigneau, râdeau și îl batjocoreau, spunându-i că de ești tu Fiul Dumnezeu, izbăvește-te. În momentul în care Mântuitorul a spus că eu pot să stric templul în 3 zile și să-l zidesc, l-au luat în râs. Dar nu și-au dat seama despre ce templu era vorba, de templul sufletului, de templul trupului. Și atunci Mântuitorul se duce în mormânt, începând de vineri după amiază, stă sâmbătă toată ziua și noaptea până la înviere la ora 12, predică Evanghelia în iad. Iar în momentul când trebuie să aibă loc învierea, avem 4 martori distinți. Corneliu Sutașu și șleacta lui de oșteni, care adorm ca morți. Îngerul care stă pe marginea pietrei de mormânt. Hristos ridicat în slavă și Maica Domnului care privește din întunericul nopții lângă mormânt învierea Fiului Său. Evanghelistul Matei și Marcu spune: nu s-a îngăduit ca în Evanghelie să se scrie despre învierea lui Hristos de către preasfânta sa Maică, să nu se creadă că este vorba de o afinitate fiască. Și atunci s-a lăsat în mâna celorlalți martori ai învierii să vorbească despre înviere. Dumnezeu, care știa acest lucru, că oricând poate fi contestată învierea, a făcut următoarele pregătiri de înviere. Deci așa cum un mort este pregătit de îngropare, Mântuitorul a făcut pregătiri de înviere. A rânduit ca Iosif și Nicodim să-l îmbrace în giulgi și să-l ungă cu miresme. A rânduit ca Iosif și Nicodim și Gamaliel să se ducă să-i ceară trupul de la Pilat să-l coboare jos de pe cruce. A rânduit să-i fie împunsă coasta cu sulița să curgă sânge și apă, să se vadă că este mort și niciun os din oasele lui să nu se miște, deși la ceilalți doi tâlhari le zdrobise fluierile cu bâte. A rânduit să fie pus în mormânt nou neînceput. A rânduit să fie strajă la mormânt. A rânduit să fie pecetluit mormântul. Și a rânduit să fie pusă pază de ostaș care să vegheze timp de 3 zile, pentru că spuneau cărturarii și fariseii: ne amintim că tâlharul acela spunea că peste 3 zile va învia. Străjuiți mormântul să vedem dacă va fi așa. Iar când a avut loc învierea, cum s-a petrecut? A fost un act cu totul deosebit. Ce s-a întâmplat? În clipa în care trebuia să fie de plinătatea dumnezească, în plinătatea ei biruitoare, un cutremur mare s-a făcut. Dar cutremurul de ce a fost atât de mare? Cineva v-a întrebat de ce a fost nevoie de cutremur la învierea Mântuitorului. Nu ca să se cutremure pământul. Se cutremurase iadul că îi se spărsese porțile. Se cutremurase iadul că s-a surpat. Deci când se surpă o grotă mare, când se surpă un abis nepătruns, se produce o mișcare seismică. Iată, în cele mai de jos ale pământului, unde stătea Mântuitorul, cum cântă în sărbătoarea învierii: pogoritul te-ai într-o cele mai de jos ale pământului și legăturile iadului ai stricat și pe cerțile ai sfărâmat Hristoase, iadul se surpase în sine și atunci pământul se cutremura. De ce? Că portarii și dracii iadului au fugit în străfundurile adâncele iadului, iar drepții, văzând lumina cea neapropiată, au venit spre Hristos și au ieșit cu toți afară. Și de aceea nu mai pune mă vechi. De aceea în clipa în care ne uităm pe icoana învierii, vedem pe Adam și pe Eva luați de mână de Hristos și ridicați. De ce? Ridică lacrimile Evei și dă bucuria cea din tâia lui Adam. Uite, acum ești ca Dumnezeu, acum ești ca mine, iată, acum noi doi suntem la fel. Și de ce lucrul acesta? Ca să înțeleagă că taina învierii era taina restaurării omului. De aceea Părintele Stăniloae a și scris cartea aceea: Iisus Hristos sau restaurarea omului, sau îndumnezeitorul omului. Pentru că prin jertfa de la cruce, Mântuitorul Iisus Hristos a reușit să restabilească omul la starea cea din tâi și să-i dea lumina de care a fost lipsit, să-i dea puterea de care a fost lipsit, viața veșnică de care a fost lipsit, viața veșnică de care a fost lipsit, înțelepciunea veșnică, rațiunea veșnică și cuvântul veșnic. Și când vorbesc de cuvântul veșnic, vorbesc de Sfânta Împărtășanie. Deci ceea ce noi creștini astăzi avem sublim în biserică, taina Sfintei Euharistii. Dacă ne uităm în canonul învierii, despre sărbătoarea învierii se vorbește extraordinar de frumos și vom aminti așa.
praznic al praznicilor și sărbătoarea sărbătorilor. Este cea mai frumoasă. Ea domină peste toate. Deci celelalte sunt fiice ale acestei sărbători sau sunt ajutătoarele acestei sărbători. Este noapte de mântuire. Și de ce este noapte de mântuire? Dumnezeu nu avea nevoie de lumină, că era El lumină. Și la Dumnezeu întunericul lumină este, spune psalmistul David, referindu-se la taina învierii. Pentru că lumina cea pururea fiitoare a pătruns până în adâncurile cele mai întunecate ale iadului, încât portarii când au văzut lumină s-au speriat și s-au ascuns, spune în canonul de la sărbătoarea învierii. Aceasta aleasă și sfântă zi împărăteasă și Doamnă. De ce este împărăteasă și Doamnă această sfântă aleasă și zi a săptămânii? Am să vă mai spun un lucru. Actul facerii în rai sau referatul biblic a avut loc în luna martie. Învierea lui Hristos a avut loc în luna martie, după 14 Nisan, cum se spune, la prima lună plină, prima duminică după sărbătoarea iudeilor, pentru că Paștele creștinătății nu pică odată cu cel al lui Hristos. Hristos era deja în mormânt când sâmbăta iudeii și au sărbătorit Paștele, de aceea noi îl sărbătorim imediat în duminica, în următoarea duminică, deci la luna plină, pentru că se respectă acest ciclu și această tradiție a sărbătorii după evanghelie sinoptice. Deci acestea sunt hotărâri dumnezeiești. Nu sunt hotărâri numai sinodale sau apostolice. Au rămas de la Dumnezeu ca mărturie până în zilele noastre. Ei, în clipa în care Mântuitorul învie în ziua cea din tâia săptămânii, ziua cea din tâia săptămânii devine și ziua creației celei noi. Deci noi avem trei restaurări. Avem zidirea omului din pământ, zidirea omului prin coasta Evei, deci când se restaurează viața, Eva se va chema și din coasta lui se va lua și femeie. Avem restaurarea în Maica Domnului la Buna Vestire, deci deșertarea lui Hristos în lume, deci unirea cu firea omenească. Și avem restaurarea în Iisus Hristos prin înviere, care este restaurarea totală. Iar ultima restaurare pe care ne-a lăsat-o Hristos este slava dumnezească, atunci când sfinții vor fi deopotrivă cu ei în slava cerului. Ei, această restaurare în Iisus Hristos vine prin ce? Vine prin puterea Mântuitorului Iisus Hristos de a stăpâni moartea și de a da biruință vieții. El moare în dragoste și în iubire, fără de păcat, să ucidă moartea ateie. Deci moartea ateie, venită la om prin diavolul și neascultarea față de Dumnezeu. Ei, această moarte ateie îi dă acestei zile a întâia a săptămânii, la răsăritul soarelui, când Maria Magdalena vine dis de dimineață cu celelalte mironosițe, întrebându-se cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului. Că ele ce făceau? Vreau să vină încă o dată să vadă trupul Mântuitorului, să mai pună miresme. Ești din evlavia feminină. Dar în clipa aceea, ce găsesc la mormânt? Piatra răsturnată și giulgiurile singure zăcând. Ce eveniment tragic a avut loc între timp? În clipa când îngerii au auzit cântare în cer și au văzut lumină în cer, pe Fiul stând pe scaun cu Tatăl, toate umplându-le acela ce e necuprins, îngerul automat care a vorbit de înviere, ca o săgeată, și a fost în grădina Ghetismani, și-a pus umărul la mormânt, el a văzut pe cețele puse și a zis, viața cea mai presus de viață este în mormânt. Cum se poate? Și când a împins piatra să vadă ce este acolo, cu puterea îngerească, mormântul era gol și giurgiurile zăceau singure. Și ce a făcut îngerul? N-a mai plecat de la mormânt. Ce a rămas acolo la mormânt? Străjerii au adormit. N-a mai avut putere să se ridice. Deci, ca o vrajă dumnezească i-a cuprins. Au rămas acolo țepeni. Numai Corneliu Sutașu și-a dat seama că e Fiul lui Dumnezeu. Și în clipa când au venit femeile mironosițe, ce au făcut îngerii? Tot din poruncă dumnezească. N-au așteptat să vestească învierea apostolii sau mironosițele, ci îngerul le-a spus, ce căutați pe cel viu cu cei morți? Nu mai este aici, s-a sculat. Este în lumina cea pururea fiitoare unde nu încape umbră de schimbare. Adică este în slava Tatălui. Și în clipa aceea mironosițele s-au dus cu grabă să anunțe pe cele, s-a anunțat Ioana, Maria lui Cleopa, cealaltă Marie, Salomeia, Maria Magdalena, Maica Domnului, și au venit cu toatele la mormânt. Și aici apare un fenomen extraordinar de frumos.
în clipa când venea un răsăritul soarelui pe cale, toate să vadă mormântul, cine le este în cale? Mântuitorul Iisus Hristos. Citiți în Evanghelia de la Matei. N-avea nici răni, n-avea nici sânge, era în slavă, îmbrăcat în putere, în lumină, și ele i-au cuprins picioarele și l-au sărutat. Care era reacția unei femei în clipa în care ar fi văzut răni și sânge, nu? Una de văitare, ei nu mai exista aceea. Deci Mântuitorul avea de acum libertatea de mișcare, avea aseitatea dumnezească prin el toate. Și atunci ce se întâmplă? Ele îi sărută picioarele și o iau direct la mormânt ca să se convingă. Acolo îngerii aduc al doilea argument, nu mai este aici, s-a sculat. Și iată, același Mântuitor vine la ucenici, intră prin ușile încuiate, îi găsește stresați și fricoși și terminați, v-am spus, fugiți ca ultimii, ca într-o speriați, da. Ce? Ca într-o ultimă bătălie, știi, în care se căuta om pe om să se omoare. Stăteau acolo de frica iudeilor. Ei, și le spune, pace vouă, deci ce trebuia să le dea întâi decât liniștea sufletească? Și ce le spune? Bucurați-vă! Păi dacă eu sunt viu, voi ce faceți? Nu vă bucurați? Unde să se bucure? Ei erau terminați. Deci nu aveau nimic, erau morți. Dar în clipa aceea au prins curaj, pentru că Mântuitorul a spus mironositilor, mergeți în Galileea și spuneți apostolului și lui Petru că vin acolo. Ce a urmat aici? A urmat un șir întreg de minuni care s-au săvârșit de-a lungul celor 40 de zile și numai puțin de 8 arătări. Asta o să vorbim la momentul potrivit. Un alt act minunat. În clipa în care Maria mai vine încă o dată la mormânt, îl găsește pe Mântuitorul la mormânt și îl confundă cu grădinarul. Din nou vede doi îngeri pe piatră șezând, unul la cap și unul la picioare. Ce erau cu cei doi îngeri? Erau simbolul celor două fire a Mântuitorului, una omenească și una dumnezească. Ea nu știa ce vede acolo. Dar în momentul în care Maria s-a uitat la îngeri și a văzut că a tresărit, că îngerii au tresărit, a întors capul și l-a văzut pe învățător. Și ea a zis, rabuni, la care el a zis, Marie, nu te teme. În clipa în care ea l-a îmbrățișat odată pe cale cu celelalte femei, ar fi vrut să facă gestul din nou, dar aici gestul s-a oprit, n-a mai avut pornire, pentru că deja lucrarea dumnezească de mântuire a neamului omenesc începuse. Mântuitorul era după miezul nopții, săvârșise prima liturghie, se consumase actul de mântuire a lumii, jertfa fusese jertfită, apa și sângele fusese împărtășite în potire îngerești de îngeri, cursese și sfințise pământul, Mântuitorul avea libertatea de a sta cu Tatăl pe scaun și de a mântui lumea. Când l-au atins prima dată, era deja euharistic, dar când l-au atins în preziua următoare, deci a doua zi, nu mai puteau să-l atingă pentru că trebuia să se vârșească din nou liturghia, era deja o altă zi liturgică. Pentru că în clipa în care a mers pe drumul din Emaus cu Luca și Cleopa și ei povesteau ce s-a întâmplat în Ierusalim și el întreabă, de ce sunteți triști? Păi, dar ce, tu ești singur în Ierusalim? Tu nu știi ce s-a întâmplat, ce au făcut mai mari noștri arhierei și cărturari, cum l-au ucis pe Hristos și l-au răstihnit și noi aveam mari nădejde? Și la care ce spune Mântuitorul? O zăbavnicilor și nepricepuților cu mintea. Au nu trebuia fiul omului să moară și să răstihnească și să pătimească ca a treia zi să învieze? Au nu trebuia să se împlinească scripturile și le-a vorbit lor toate scripturile până la înviere. Dar la care Luca și Cleopa spune, zice, mai mult știi ce ne-a spăimântat? Bancă niște femei de ale noastre au spus că au văzut arătări de înger și că au văzut mormântul gol. Și Mântuitorul iar le tâlcuiește scriptura până ajunge la unde? La ușa lor. Când ajunge la ușa lor, un ucenic spune, Doamne, n-ai vrea să rămâi cu noi că vremea este seară? Ce însemna vremea spre seară? Ziua liturgică în biserică începe de după amiază. Deci nu începe dimineața. Începe la ora 15, deci ora 16. Deci ora 16 în termenii noștri normali. Pentru iudei, cum era vremea în vremea aceea, sau cu ceasul bisericii, ceasul al 9-lea, așa se tâlcuiește în termenul bisericesc. Și la care zice, nu rămâi cu noi că vremea e spre seară. Ba da. Au intrat la masă, i-a binecuvântat pâinea și s-a făcut nevăzut. Și că atunci li s-au deschis ochii să-l cunoască. Și ce frumos întreabă apostolii, vedeți?
aici apare semnificația mistică a omului trăitor în Dumnezeu. Oare n-ar dea inima noastră pentru el când ne povestea scripturile pe cale? Deci este una să-ți ardă inima de Dumnezeu, este alta să-L iubești pe Dumnezeu, este alta să știi despre Dumnezeu și este alta să-L cunoști pe Dumnezeu. Ei, iată, el acum li se descoperise și l-au cunoscut pe el la frângerea pâinii. Și atunci spune că au alergat cu bucurie la Ierusalim, au vestit apostolă, acolo ce-au găsit? Altă ceată de fricoși. Păi stai, zice, că și pe noi ne-au spăriat femeile astea, ne-au băgat în toți spărieții, zice. Și ele, ba, au văzut îngeri, au văzut piatra răsturnată, au găsit giulgeri, au mărs Petru cu Ioan, au intrat în mormânt. Și că nu mai știm ce să credem. Și cum stăteau ei acolo, Mântuitorul a intrat în mijlocul lor. Mai departe, deci legat de argumentul învierii, nu aceasta e esența. Esența este că odată întâmplată învierea, toate s-au bulversat. Pentru că iudeii și-au dat seama de greșeala ce au făcut-o. Și atunci ce au făcut? Au chemat pe cei care de acum s-au trezit de la mormânt și ei din întâmplare și au venit și au spus, Domnule, zice, s-au făcut deodată un cutremur pe tot pământul și au apărut o lumină atât de orbitoare că ne-am căzut toți cu fața la pământ, ca niște morți. Consemne Evanghelia, că lasă, nu vă faceți probleme, uite ce este. Ca să iasă treaba cum trebuie, voi luați bani de aici și spuneți că venind noaptea l-au furat. Deci au încercat să întărească minciuna colectivă, adică vorba că ar fi de o răpire. Dar la un moment dat, Sfinții Părinți scriu și tălcuiesc. Oare cine putea să fure pe un mort și să creadă că un mort poate purta cu el semnele învierii? Și de ce vorbește de semnele învierii? În clipa când iudeii stăteau ascunși, când apostolii stăteau ascunși de frica iudeilor, Mântuitorul intră prin ușile încuiate și ce le spune? Vedeți coasta mea, vedeți semnul cuielor, vedeți semnul picioarelor, eu sunt. Și ăștia zice, s-au bucurat că l-au văzut pe Domnul. Dar Toma ce spune? Nu, eu să pip, eu să pun degetul, eu să caut, eu să umblu, că altfel nu cred, nu sunt eu chiar copil, lasă, nu mă duceți cu vorba. Și ce se întâmplă? Peste alte 8 zile, când era și Toma cu ei, apare Mântuitorul, dar de data aceasta nu mai spune, iată, semnul cuielor. Toma! Adă-ți degetul în coastă și mâna în semnul cuielor. Deci el era de față cât el vorbea. Deci el era peste tot, era pretutindenea. Hai, vino încoace. Și spune acolo frumos în Pentecostal, zice, și când Toma a atins coasta de văpaie cu degetul său, dumnezeirea l-a pătruns și inima lui s-a încălzit și a strigat Domnul meu și Dumnezeu meu. Deci și-a dat seama că stă de vorbă cu Dumnezeu, pentru că în coasta de văpaie aici era de fapt tot focul dumnezeiesc. Acolo era toată supradimensiunea dumnezeiască. Exact cum stătuse el în pânticele Fecioarei ca prunc, acum toată dumnezeirea stătea în trupul înviat, pentru că Dumnezeu era Dumnezeu adevărat și om adevărat. Iar ce rămâne interesant la înviere? Rămâne interesant la înviere, cum v-am spus, faptul că primul care pătrunde rai este tâlharul cu crucea în spate și apoi Adam. Adam vede ce tâlhar a fost și printr-o cruce cât de ușoară putea să ducă tot neamul omenesc fără ca să mai pătimească cei 5.000 de ani și să treacă printr atâta jertfă și suferință, printr-atâta chin ca să se ajungă de fapt la ce? La plecarea din ușa raiului. Pentru că de fapt ce se întâmplă? Nu va mai păzi nimeni, zice, ușa cu sabie de văpaie, fiindcă Hristos este pomul vieții, din care cine mănâncă în veac nu mai moare. Da. Pentru că Adam se împărtășește primul din cine, direct din chipul lui Hristos. Pentru că în clipa în care Hristos intră pe ușa raiului și tălharul cu crucea în spate și Adam în spatele lui, ce vede? Îl vede pe Hristos ca pom al vieții. O, tu erai și eu nu te-am cunoscut. Părinte, aș vrea totuși să ne spuneți ceva despre semnificația mesajului cu moartea pe moarte călcând. Da, deci aici am argumentat și am atins oarecum, dar într-un mod mai voalat. Deci, în actul învierii întâlnim două feluri de morți. Inocențiu de Odessa, Simeon Nou Teolog și Maxim Mărturisitor, arată așa. Pomul ucigător din rai și călcător de poruncă n-a purtat cu sine moartea trupului, a purtat cu sine moartea sufletului. Pentru că în clipa în care Adam a mâncat, n-a murit cu trupul, ci a murit sufletește și a fost izgonit din rai. Aceea este moartea ateii venită în lume și sădită prin neascultarea de Dumnezeu și ascultarea de porunca diavolului. Iar diavolul nu este produs al Dumnezeirii, ci este un produs al neascultării dumnezeiești la nivel spiritual și este și el ateu.
Deci diavolul nu crede în Dumnezeu, de aceea diavolul strigă, nu vom sluji ție. În momentul în care Hristos vine să moară în lume, Hristos are trei morți. Odată, deșertarea în chip de rob în pântecele Fecioarei. Odată, trăirea în chip mesianic timp de 33 de ani pe pământ, deci când el moare cu trupul în ascultarea față de Tatăl, n-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis, eu și Tatăl una sunt, deci ascultarea mea și împărăția mea este din cer. Și a treia este moartea, deci în dragoste și în supunere față de Dumnezeu pentru restaurarea neamului omenesc, deci pentru omorârea morții. Pentru că așa spune, că în clipa în care, așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur, în clipa în care moartea a primit sufletul de viață de tător al Dumnezeirii în rai, în iad, iadul s-a spăimântat și s-a cutremurat ca prins pe cel fără de moarte. Pentru că, de fapt, ce s-a întâmplat? Sub chipul omenesc al sufletului Mântuitorului, Iisus Hristos s-a ascundea întreaga Dumnezeirii. Moartea aștepta să fie un suflet din cei călcați de lege, adică născut din poftă, trăit din poftă, dar de unde a găsit om mai presus de fire, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Deci în clipa în care s-a întâlnit moartea cu Dumnezeu, ea a paralizat ca într-un șoc. Deci ea a căzut moartă pe loc. Deci a murit moartea ateie și a înviat moartea de viață dătătoare. De aceea spunem, Hristos toți înviază, că noi cei care vom muri, nu vom muri, vom învia, pentru că cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, nu moare, ci se va muta din moarte la viață. Și iarăși spune, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Iar cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu sunt într-o el și el într-o mine. Deci sfârșim această emisiune, Părinte, exact cu acea minunată cântare care se întâmplă. Hristos a înviat din morți, exact. Cu moartea pe moarte călcând și celor în mormântul viață dăruindu-le. Și le spunem tuturor bărlădelor și celor care ne ascultă, indiferent cine ar fi ei, Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat, atunci.